Portul popular românesc își găsește rădăcinile în portul strămoșilor noștri traci, geți și daci și se aseamănă cu cel al popoarelor din peninsula balcanică. De-a lungul timpului, structura costumului popular românesc și-a păstrat nealterate caracteristicile esențiale. Elementele principale distinctive ale costumului popular românesc au rămas cămașa ca piesă de bază, purtată atât de bărbați cât și de femei, ițarii, specifici costumului popular bărbătesc, și fota sau catrința, prezentă în portul tradițional al femeilor. Alte piese vestimentare românești sunt sarica, pieptarul, confecționat din piele de animal, și căciula. Soții Cârstoiu au venit la Muzeul Satului Dimitrie Gusti pentru a prezenta costume populare din zona Argeșului, lucrate chiar de ei. Mă numesc Cârstoiu Cornel, am venit aici la târgu la Muzeul Satului împreună cu soția mea și am venit să aducem lucrurile care le confecționăm din zona noastră, din comuna Colbi. Cum a început povestea pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră? Suntem o familie de croitori. Prima dată am început cu croitoria la comandă și apoi am început ușor, ușor să ne extindem și pe latura culturală. Am început lucruri mai simple cu legători pentru maramă, brâuri și apoi am început și cu vesturile, cu mărgele, care se poartă în zona noastră. A fost puțin mai dificil, deoarece noi am lucrat mai întâi la croitorie, comandă, și să ne adaptăm ne-a trebuit ceva timp, dar acum ne-am extins și pe costume populare care se poartă în zona noastră. În atelierul nostru se lucrează și vesturile ciobănești, cămășile de bărbat, lucrăm și pantaloni, picioare, care au fost purtate de bătrâni, și ile de damă. Soția a început să lucreze la războiul de țesut, pentru că vrem să începem să lucrăm și niște ii de damă și de bărbat, iar eu lucrez costumele de bărbați, în special vesturile cu catifea și pantalonii de bărbat. Mă numesc Cârstoiu Nicoleta și vin din zona Argeșului. În atelierul nostru am învățat în primul rând croitorie, apoi treptat ne-am adaptat și am început cu vesturile, cu mărgele, brâuri, legători și acum mai nou în atelier avem și un război la care țesem țesătura pentru ei, de damă, de bărbat, încercăm și cu fote. Eu lucrez la război, țesătură și pun mărgele. Care sunt modelele specifice zonei din care veniți din Argeș? Acel model care se vede cu ghinda și celelalte modele motive florale. Ce motive întâlnim pe aceste veste și fote? Păi, pe vesturi întâlnim strugurele, ghinda, cireașa și cam atât. Câți oameni lucrează la atelierul familiei dumneavoastră? Păi, noi suntem o familie de croitori. Avem unchiul, eu cu soțul, cu mama, cu soacra.
ne mai ajută și fata, deci suntem o familie. Cum au fost primite în zonă și la târgurile Remedios din țară aceste noi modele? În general, lumea admiră modelele din zona din care venim. În general, se vând mai bine iile de bărbat, vesturile pe catifea și iile de damă. Cât durează lucrul la un costum? Cu ie, vestă, potă? Lucru pentru o vestă e cel puțin o săptămână. Pentru o ie, dacă e cu mărgele, cel puțin 2-3 săptămâni. Pornind de la materiile prime, produse în gospodăriile țăranilor, Portul Popular Românesc a confirmat măiestria țăranului român în brodarea și ornarea țesăturilor, precum și în obținerea culorilor vegetale. Cu răbdare, pricepere și simț artistic, femeile au creat haine ce își păstrează spectaculozitatea și, în prezent, ia românească a devenit o sursă de inspirație pentru marii creatori de modă din întreaga lume. Materialele cu care lucrăm, pânza topită, catifeaua, țesătură cu fir de bumbac. Avem un plan ca mai departe să ducem tradiția și copiii noștri să lucreze ceea ce i-am învățat noi. Confecționarea unui astfel de costum popular înseamnă de multe ori o muncă de câteva luni de zile, de la țesutul pânzăturilor, brâurilor, cioarecilor și până la brodatul cămășii. Țesutul este o îndeletnicire ce presupune pricepere, îndemânare și măiestrie. Tehnica de lucru a pânzei țesute permite ca femeile să-și folosească propria imaginație și inventivitate. Sunt din județul Bistrița Năsău, din localitatea Salva. Eu vin de aproape 30 de ani aici la muzeu, unde este a doua casă a sufletului meu. Mă simt foarte bine. Organizația doamnei directoare Popoiu și a celorlalte directoare și muzeografe ne primesc cu mult drag și organizează aceste târguri frumoase și mai ales acum de zilele muzeului. Noi suntem foarte mulțumiți de ceea ce găsim aici, de primirea dânșilor și venim cu portul nostru popular adus de la noi din localitate și din județ. Părinții mei au lucrat costume populare, tatăl meu a lucrat pe piele, pieptare cu ciucuri, pieptare înfundate, cum zicea la noi, cu sute frumos ornamentate, pălăria cu păun, iar mama mea țesea, cosea cu mărgele. Ei făceau costumul de la cap până la picioare, cum avea tata o expresie, întreg. Și eu am moștenit de lea amândoi, de mică copilă am lucrat. Am fost singură la părinți, dar nu m-a lăsat ca să umblu pe drum. Cum vezi acum că merg copiii, se joacă. Pe mine m-a pus la lucru, chiar dacă am fost singură, acum în mână de la 5 ani și am cusut. Prima dată am început cu zgârduțe, cu modele mai ușoare și pe urmă tot mai grele până acum. Parcă n-aș putea să trăiesc fără lucru. Îmi place foarte mult să ceea ce fac, pun mult suflet și multă inimă și costumul nostru popular, cum o zicea tata, din cap până în picioare lucrez și pieptare cu ciucuri, și pălărie cu păun, și cu mărgele, la noi se zic la fotie pânzături. Ales, se lucrează ia cu cruciulițe, împășături, păpenie, scrisă, să scrie modelul și să face păpenie. Așa îi zice la noi în sat, eu vă spun exact cum se zice. După Revoluție am crezut că se pierde portul
tradițional românesc, dar a început din nou să-și facă ei, să se îmbrace în costume populare, ceea ce pe noi ne satisface și ne dă o mare bucurie când vedem că nu s-a pierdut portul popular. Iar aici la muzeu vin de aproape 30 de ani. Vara vin la tabăra pe uliță, stau câte o lună, două săptămâni, depinde cum pot, am putut eu. Și sunt tare mulțumită că am copii aici, de aici din București sau din străinătate care veneau aici la București. Am avut din America, din Germania, veneau la bunici și bunicii îi aducea la tabăra de creație. Și am întâlnit, veneau la mine mai mulți ani. Chiar am avut o fată, am învățat-o aici câțiva ani și până la urmă o predat și ea la tabăra de creație, la rândul ei o învăța copilașii. Acesta este un pieptar care îl poartă fetele la costumul popular toamna, iarna, primăvara, când este mai frig, când e cald, nu știu mai eu. E cusut pe catifia, cu mărgele, iar pe margine are făcut danteluța asta micuță cu croșetul. Modelul este făcut din flori, toate florile care ne vin nouă în minte, astea sunt modele vechi, făcute de mama sau de alte cusătoare, că au fost mai multe, însă nu pot să zic că numai mama au lucrat. Dar sunt modele vechi, cusute de pe modele vechi, le-am făcut, asta nu-i făcut de mine, că și eu fac modele, lucrez, dar ăsta e un model vechi care se făcea la fete și se fac și mult mai încărcate. Ăsta e un model mai simplu. Depinde de fiecare cum aveau bani. Altele care aveau bani mai puțin făcea mai simplu, așa, care avea se face de, se încarcă tot de flori, să nu se vadă aici în interior, tot e plin cu flori. Un costumaș popular pentru o fetiță la un an, ca să mai și la botez și îmbracă, se cumpără și chiar și aici am vândut chiar multe, și de fată, și de băiat, și costume populare am vândut și la mire, au început să mai se cunune în costume populare. Noi ne bucurăm, pentru că mai cumpără și se pașe, vin și străini și cumpără, să știți, am vândut, veneau în anii trecuți, când veneau turiști, se cumpăra foarte bine, chiar și brâiele de mărgele și iile noastre populare, zgărduțele din mărgele, trestuțe cusute. De toate facem, începând de la pălăria cu păun, curele cu mărgele, pieptare cu ciucuri, pieptare cu mărgele la fete, încălțăminte, ciorap, tot. Noi dacă cere cineva să-și îmbrace costumul popular, îi îmbrăcăm pe doi tineri, băiat și fată, din cap până în picioare. Cum zicea tata, Dumnezeu să-l odihnească. Eu am moștenit de la ei. În satul dumneavoastră aveți tineri pe care îi învățați meșteșugurile? Da, mai am fete care îmi lucrează cu mărgele coase și femei mai în vârstă, mai mult din familie și rude, dar sunt care și-și fac ele, confecționează ele singure costume popular. La noi este un sat de oameni muncitori care știu să coase, știu să țese, știu să lucreze la câmp, știu de toate. Suntem un sat cu oameni gospodari, așa îmi place să zic. Oameni harnici. La Salva, Bistrița Năsăud, vă așteptăm cu drag. Mie îmi place să zic la casa cu flori, că am o casă cu foarte multe flori și costume populare.